o situație în care fiecare familie și fiecare membru al bisericii acesteia să-și ia un obiectiv. Și pentru acest lucru vă urez acum la început de an spor la muncă. Acum o să ziceți toți bine că ești și patron de firmă și normal că ne urez cu spor la muncă. Dar nu la munca pământească mă refer, munca spirituală. Și vă urez spor la muncă. Încă o dată, spor la muncă. Amin. Anul a început cu muncă și vom avea mult de lucru în locul acesta. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze biserica aceasta cu multe familii care îl doresc și îl caută pe Dumnezeu și aș dori să dau loc tuturor care au un salut, o urare și Domnul să binecuvinteze pe toți aceia care ați lucrat până aici, ați ajutat lucrarea din locul acesta și zic ca Domnul să vă răsplătească însutit. Și vă rog Domnului ca și în anul acesta Domnul să-mi dea și mie înțelepciune, să-mi dea putere, să-mi dea pricepere, să știu să mă comport și vă rog frumos și pe dumneavoastră, toți care puteți să mă susțineți în rugăciune, ca să știu să mă comport, cel puțin cu dumneavoastră. Și apoi cu cei care încă nu sunt aici. Pentru că vor veni fel și fel de oameni și pentru acest lucru am nevoie de sprijinul dumneavoastră în rugăciune. Așa că vă mai spun încă o dată, spor la muncă. Domnul să vă binecuvânteze!